Salut! Ne aflăm la Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, la Laboratorul de Instalații. Alături de mine este doamna conferențiar Ilinca Năstase. Ce puteți să ne spuneți despre activitatea de cercetare desfășurată de dumneavoastră în acest laborator? Eu reprezint o echipă care se cheamă CAMBI, Centru de Cercetare Avansată pentru Calitatea Ambientală și Fizică a Clădirilor. Am dezvoltat mai multe direcții de cercetare care sunt orientate în jurul stării de bine al omului în clădiri. Și nu numai, și în alte spații ocupate. De exemplu, o primă direcție în care facem pionierat în România este cea dedicată confortului termic și aplicațiilor sale. De exemplu, suntem una dintre cele 5 echipe din lume care dezvoltă manechini termici, niște unelte, care simulează comportamentul exact al corpului uman și care permit să măsurăm cantitativ, să evaluăm starea de confort a unei încăperi sau al unui alt spațiu, de exemplu al unui autovehicul. Cu ce ajută cercetarea oamenii și mediul în care aceștia își desfășoară activitatea? Un alt exemplu este cel al unei direcții în care studiem echipamente eficiente din punct de vedere energetic, de exemplu difuzoare de aer care sunt folosite la instalațiile de climatizare și ventilare. Încercăm să anulăm acea senzație neplăcută de curent de aer pe care o introduc aparatele de climatizare și în același timp să economisim energie pentru utilizarea acestor sisteme. Puteți să-mi spuneți care este cel mai important proiect dezvoltat în acest centru de cercetare? Dacă ar fi să aleg, sunt într-o oarecare dificultate pentru că mai multe dintre ele sunt foarte interesante. Avem, de exemplu, proiecte care sunt bine ancorate în realitatea pieței construcțiilor și aș enumera aici un mare proiect în parteneriat cu Institutul de Energii Regenerabile de la Timișoara, care vizează dezvoltarea unor fațade inteligente ventilate cu element cu schimbare de fază. Dar, într-o altă extremă, poate mai aproape de ideea de ficțiune științifică, aș putea să enumăr un proiect în dezvoltare cu Agenția Spațială Română, care vizează optimizarea sistemelor de ventilare de pe stația spațială destinate astronauților pentru spațiul lor privat de odihnă. Ce vă propuneți pe viitor să cercetați în cadrul acestui centru? Avem foarte multe direcții, echipa este dinamică, este pasionată și este activă. O perspectivă imediată este contribuția noastră împreună cu echipele europene la dezvoltarea unui nou standard de ventilare în spitale și mai ales cu precădere orientat către sălile de operație. Dar ne interesează foarte mult colaborarea cu două echipe de renume privind optimizarea sistemelor de ventilare din aeronavele de pasageri, civile. Nu în ultimul rând vreau să vă întreb ce v-a determinat să deveniți cercetător și ce vă motivează să faceți acest lucru în continuare? Cum am devenit cercetător? Păi, ei bine, povestea este un pic funny. A fost un accident administrativ. Am ajuns într-un stagiu, într-un laborator de cercetare, în loc să merg în practică în firma de construcții pe care mi-o doream să o văd. Acest lucru se întâmpla acum foarte mult timp undeva în Franța, la Universitatea din La Rochelle. Și am avut șansa să cunosc acolo o echipă dinamică și pasionată, ceea ce m-a făcut mai târziu să îmbrățișez această cale. Dar, în sinteză, ce mă determină să fac acest lucru? Ei bine, pentru că am, pe de-o parte, certitudinea că dezvoltăm concepte, sisteme care sunt folositoare imediat societății noastre, dar și pentru că este funny și pentru că am norocul de a lucra într-o echipă cu un simț al umorului deosebit de dezvoltat și care sunt și prietenii mei de altfel. Mulțumesc frumos!